Dragă Corina, vrem să-ți povestim despre niște copii extraordinari. Diagnosticați cu tulburare din spectrul autist, acești copii nu vorbesc până la vârste înaintate. Pentru a ajunge să spună primul cuvânt, ei au nevoie de sute, chiar mii de ore de terapie costisitoare. Poate dura chiar și ani până ce un copil va rosti cel mai simplu cuvânt. Aici este banana. Bravo, ce-i asta? Alexandru a spus prima oară banana la 5 ani, după un an de terapie. Bianca a spus prima dată mama la 3 ani, după un an și 8 luni de terapie. Miriam a spus prima oară apa la 3 ani și 9 luni, după 7 luni de terapie. La fel ca ei este și Mario. El a spus prima oară cioco la 3 ani, după 4 luni de terapie. Mario are acum nevoie de tine și de vocea ta. Poate așa va reuși să explice lumii întregi cât de greu este să nu poți spune ce simți și ce îți dorești. Poți să-i împrumuți vocea ta?